Toți șoferii ignoră efectiv toate ca obligația de cei care de trăitorie jumate, au obligația să urmeze traseul obligatoriu înainte. Este vorba de o poli 800 de metri. Strada este foarte șubredă, strada este foarte denivelată din cauza instalației de gaz, instalația de canalizare, instalația de apă. Deci s-a săpat, toate casele sunt afectate, deoarece tonajul mare, pentru că vin cu 40, peste 40 de tone, tonajul mare, viteză mare, denivelare multe, formează undă de șoc, efectiv crapă toate casele, ce vreau casa cu tine. Avem tot timpul, la fiecare camion avem senzație de cutremur. Aici la noi pe stradă, când trec mașinile, dacă este un cutremur, noi nu deosebim că e cutremur. Ziceam că trece mașinile mari. Dacă stai în pat, să zgârță-i patul. Ei nu vin cu 30 la oră, cu 35 la oră, că 30 la oră cât este legal de mers pe stradă. Ei vin cu 70, 80 la oră. Eu am copil mic, eu am. Dacă deschide poarta, îl omoară. Jos, efectiv, cu tremur. Uitați parcursul, să vedeți mai...